Bună ziua și bine v-am regăsit! Suntem la Simeria și vom afla totul despre iepurași de la Mircea Șuteu, omul care crește printre cele mai frumoase astfel de exemplare din județ. Haideți să-l cunoaștem pe Mircea! Animalele încă de când era mic, iar acum are curtea plină de câteva zeci de exemplare superbe de iepuri. Mircea Șuteu este un tânăr simerian de 32 de ani și ne povestește și nouă despre pasiunea sa. De mic am iubit animalele, dar am avut apartament, n-am stat la casă și aveam doar la bunici animale și am insistat la părinții mei să ne luăm casă că eu vreau să am și eu porumbei, nu m-am gândit neapărat la iepuri. În timpul când au cumpărat părinții mei casa, eu eram plecat la sora lui mama mea în județul Sălaj. M-au sunat că au găsit casă, care și un pic de grădină și atunci, primul lucru, m-am dus la mătușa mea și i-am zis, uite, am cumpărat casă, mie îmi trebuie ceva. Ea s-a dus la o vecină și când s-a întors cu o femeie de iepure, gestantă. No, și de acolo a început totul. Am adus-o pe tren într-o cutie de carton, mi-a făcut pui. Când era asta? Asta era în 1998, în toamna anului 1998, mai exact în octombrie. Nu era de rasă, era un iepure de casă, normal, frumos, o știu și acum era albă cu ochii roșii, dar nu era de rasă. În timp, Mircea a învățat să se ocupe de animale și și-a sporit ograda cu mai multe exemplare de iepuri. Am învățat singur să-i cresc. Am mai avut și pierderi, mi-au și murit, n-am știut să-i cresc. La început am împrumutat o cușcă de la un vecin de aici și încet m-am documentat. Au apărut și pe internet o felul de informații, de scheme, cum să-ți faci o cușcă, cum să crești un iepure. Și la un moment dat, dacă nu mă înșel, prin 2004 sau 2005, într-o seară lucram pe schimburi, atunci le-am dat seara de mâncare, am plecat la schimbul 3 și dimineața când m-am întors erau toți morți. Ce se întâmplă? E un virus care îi afectează. Nu prea dă semne că ar fi iepurele bolnav. Pe perioada de incubație undeva în jur de 7 zile, dar în timpul ăsta el nu dă semne, numai dacă te uiți foarte atent. Și pur și simplu iepurile moare în câteva secunde, sub un minut. Te uiți la el, nu are nimic și după aceea vezi că e mort. Și câți aveai pe vremea aceea? Pe vremea aceea aveam vreo 20. Vreo 20. Și m-am fost șocat atunci. Chiar aveam
niște exemplare foarte frumoase, nu erau chiar de rasă, erau corciți, cum ar veni. Mi-a adus cineva un mascul din Belgia și am avut eu femelele mele de casă și le-am împerecheat și puii lor erau ăștia. Erau foarte frumoase. Și cu minți, știu că le aveam într-un spațiu deschis așa și mă puneam în fund și ele veneau să se joace cu mine, se urca pe mine. Nu, am fost șocat, am zis că nu mai țin. Nu, atunci a fost o perioadă de cum până așa în... următorul an, în primăvară, am primit cadou. Doi pui, am mai dat și eu la alții cadouri și na, lumea a auzit că uite ce am pățit și mi-a adus cadou, vreo doi pui de iepure. Și de acolo am luat-o de la capăt. În continuare, Mircea Șuteu s-a pus temeinic pe treabă și a început repopularea ogrăzii cu iepuri. De această dată însă, exemplarele au fost unele de rasă. În anul 2010 mi-am cumpărat primii iepuri de rasă. Ce rasă? Pestri german și neozelandeză. Deja te interesase și de rasă? Am mers la cineva, la Sfânt Nicolau Mare, un crescător, cu gândul să-mi cumpăr un mascul. Doar un mascul, să am pentru femelele mele. Să nu fac consanguinizări, să nu... Văzând ce are omul ăla, am venit de acolo cu vreo 4 iepuri, nu numai cu unul. Și încet, încet am... Primul an a ținut 2 rase, după aia am avut vreo 4, după aia vreo 6. Îmi plăcea de tot și nu știam la care să mă opresc. Acum câte rase ai? Acum am... 5 rase. Și în total câți iepuri? În total nici nu știu chiar exact, aproape 90, 80 și ceva, 90. Bine, nu sunt iepuri maturi. Majoritatea îs pui. Iepurii crescuți în ograda lui Mircea Șuteu sunt campioni. O dovedesc premiile obținute la diferite concursuri și expoziții. Mergi cu ei la concursuri? Da, în anul 2012 m-am înscris în asociație la Caransebeș. La noi, în zona aici, nu era cea mai apropiată de noi, era la Caransebeș. Dar cum ai aflat că există concursuri pentru așa ceva? Știam că există, dar sincer vă spun, nu mă gândeam că o să ajung vreodată să particip cu animalele mele, să particip într-o expoziție. Întâmplarea a făcut ca să găsesc un anunț pe internet cu vânzare de iepuri. Am mers la Caransebeș și cât timp am discutat despre iepuri, ne-am și împrietenit. No. Sunt prieteni cu ei și acum, de atunci colaborăm, vorbim, cred că în fiecare săptămână. M-au chemat la ei în asociație, eu m-am dus cu mare drag, m-au invitat și la expoziție, chiar dacă eram înscris numai în anul acela, am participat și am luat și 2 cupe, spre surprindere. Am luat la 2 rase, la pestri german și neozelandez alb. Am fost mai mult decât mă așteptam eu. Ce se întâmplă la o astfel de competiție? Asociația are mai mulți membri. Și odată pe an, în special toamna, când animalele tinere ajung la maturitate, se face o expoziție cu toți membrii asociației. Fiecare își ia animalele și merge acolo și le expune. Practic e o expoziție de frumusețe sau... Da, de frumusețe. Deci sunt numai animale de rasă și asociația are ca scop îmbunătățirea standardelor. Deci să aibă animale cât mai frumoase, cât mai aproape de standardul existent. Sunt comisii de arbitri care le arbitrează. Am făcut și 2 cursuri de arbitraj.
se dă calificativ pentru fiecare animal în parte. Cum trebuie să fie ca să fie campion? Să fie campion, deci am aici standardul la iepuri, în care e prezentată fiecare rasă cu detalii. Sunt diferite rase, la unele contează foarte mult culoarea, la altele mărimea, la lungimea urechilor, lungimea corpului, poziția cozii, poziția picioarelor, greutatea. Sunt multe criterii de departajare. De am și spus că se fac cursuri pentru arbitraj, deci și doar după o anumită experiență poți să arbitrezi și să dai calificativul la un animal, indiferent că e găină, iepure, porumbel sau păsări exotice. Toate rasele sunt frumoase și fiecare dintre ele are ceva special, dar fiecare crescător are una favorită. Mie cel mai mult îmi place pestrițul german. De ce? Are un colorit foarte frumos și ies foarte puține exemplare de calitate. Nu mă refer aici la forma corpului, că ca și formă ies toți destul de bine. Poziționarea, desenul corpului și poziționarea petelor. Și atunci tot timpul parcă ai o competiție cu tine însuți în anul următor să scoți exemplare cât mai frumoase. Ei au niște pete care trebuie să fie simetrice și pe o parte și pe cealaltă. Egale ca număr, ovale ca formă, pe lângă petele alea și desenul trunchului, desenul capului foarte interesant. Au pe nas exact cum ar fi un fluture cu aripele deschise, o aripă pe mandibulă, o aripă pe cealaltă. Și de aia e foarte interesant de crescut această rasă. Ce altă rasă mai ai? Am uriaș german, neozelandez alb, californian și berbec pitic. Povestește-mi puțin, așa pe scurt, despre fiecare. Deci am două rase din categoria raselor grele. Asta ar fi uriașul german și pestrițul german. Uriașul german e un iepure cu greutate destul de mare. Greutatea minimă ar fi acceptată de standard. E 5,5 kg. Cea normală e 7. Și mai nou, din 2012, au și greutatea superioară. Până acum nu aveau. E 11,5. Nu avea greutate superioară și crescătorii tindeau să alimenteze iepurii cu tot felul de nu știu cum să le zic, concentrate, mâncare specială, hormon de creștere, tot felul, să-i facă cât mai grei, cât mai mari, cât mai... Ceea ce nu e regulă. Odată cu creșterea greutății scad celelalte calități, calitatea blănii, poziția urechilor, forma corpului și s-a ajuns la concluzia că 11,5 kg e foarte bine pentru un iepure uriaș. Această rasă e un pic mai sensibilă. Mamele nu sunt chiar așa bune ca la celelalte rase, dar e o rasă frumoasă. Dacă reușești să crești un iepure, e foarte frumos, e imposant, cu o formă frumoasă, cu urechile ținute în V, așa mari, e foarte frumos. Doar că necesită puțin mai multă atenție față de celelalte rase. Cealaltă rasă uriașă, pestriciul german, greutatea minimă e de 5 kg, cea normală 6. Deci la, când zic normală, la greutatea de 6, la pestrițul german 7, la uriaș german se acordă punctaj maxim în expoziție. Sub această greutate, până la 5, se scad puncte.
greutatea maximă la pestriciul Germanei 10 kg. E o rasă frumoasă, puțin mai rezistentă decât ureașul german. Dezavantajele ar fi că nu ies toate exemplarele cu desenul corpului cum ar trebui, cum spune standardul. Iar cele care nu au nici cel puțin o formă cât de cât apropiată de standard, se cam sacrifică, pentru că acestea la rândul nu o să transmită mai departe nici cât au avut părinții lor, și atunci ideal ar fi să ai o evoluție ca și crescător. Ei, practic, pe ce sunt ținut? De exemplu, tu de ce îi ții? Îi înmulțești până când? Nu sunt ca să-i mâncăm? Nu sunt ca să... Pentru ce sunt? Eu țin iepuri de rasă. Pentru consum folosesc, dacă pot să zic așa, doar exemplarele cu defecte sau care nu sunt sănătoase sau nu știu ce să zic. Pățești ceva, se lovesc la un ochi, își rup un picior, se întâmplă tot felul. Dar nu-mi permit. Exemplarele care le-am achiziționat, am dat destul de mulți bani pe ele. Sunt scumpe? O femelă de pestri german, ultima care am cumpărat-o, am dat 100 de euro pe ea. Mi-am adus și din Cehia, anul trecut de la expoziția națională de acolo. Am mai luat și de la alți crescători. Dar destul de scumpe, de aceea nu-mi permit să dau atâția bani și puiilor să-i folosesc pentru tocăniță, ca pot să zic așa. Așadar, Mircea îi crește de drag. Merge cu ei la expoziții sau îi vinde altor crescători. Ba mai mult, încurajează această activitate în rândul tuturor celor care iubesc animalele. Îi vând la rândul meu, îi particip cu ei la expoziție. Anul ăsta am avut un an foarte bun, nu s-a întâmplat în alți ani să am chiar așa mulți, dar am fost norocos, dacă pot să zic așa. Îi vin tot crescătorilor? Tot crescătorilor sau sunt mulți care își încep activitatea în acest domeniu. Pe lângă că îi vând, le las și numărul de telefon și le acord o oarecare consultanță, cât știu și eu și cât încerc să-i ajut și când vin la mine și îmi zic, uite, vreau să țin un iepure, încerc să le spun ce rasă li s-ar potrivi ca începători. Instinctul lor e să ia pe cei mai mari, care sunt uriașii germani. Cei mai mari, dar și cei mai sensibili. Și atunci e un risc foarte mare să fie un eșec. Și ar fi păcat. Cu ce se începe? Eu aș recomanda ca orice crescător care vrea să înceapă să țină iepuri, în primul rând să se documenteze. Sunt niște animale foarte sensibile. Trebuie să te documentezi înainte, să le creezi niște condiții și să ții o rasă mai rezistentă. Ori încep cu iepurile care nu este de rasă, iepurile care îl găsești prin toată România, dacă pot să zic așa. Ori cu o rasă mai rezistentă, să dau niște exemple, așa ar fi californianul, șinșila mare, rase care sunt mai rezistente, mamele sunt foarte bune, au grijă foarte, foarte bine de pui. Și încet, încet să progreseze dacă... Depinde ce urmărește, dacă vrea să ține și alte rase sau... Care e cea mai importantă regulă pe care trebuie să o știe un crescător de iepuri? Mai, nu știu dacă este numai una. Sunt mai multe reguli. În primul rând, și cușca. Pentru fiecare rasă necesită o suprafață minimă la cușcă. Aici mă refer și spațiu pe care stă el și înălțimea.
pardoseaua pe care este. Rasele medii și mici le poți ține pe grilaj. E mai ușor de întreținut. Prin grilajul ăla cade excrementele lor și atunci ai curățenie tot timpul. Rasele grele nu poți să le ții pe un astfel de grilaj. Fiind grele, fac bătături. Odată ce a făcut bătături, e compromis acela animal. Nu prea se mai vindecă. Al doilea aspect foarte important e curățenia. Hrana. Tratamentul e foarte important. Sunt niște boli fatale, trebuie vaccinați. Dacă bolile astea pot să vină, să nu vină, dar dacă au venit, nu mai ce să le mai faceți. Pierduți numai care are imunitate de la natură, să zic așa, scapă restul. Creșterea animalelor presupune multă dedicare din partea celui care se înhamă la această activitate. Cât timp le aloci pe zi? Dacă aș fi numai eu singur, probabil ar trebui vreo 2 ore pe zi. Dar ținându-i în familie, timpul se împarte. Și atunci... Sunt zile când eu chiar numai îi verific, așa, mă uit la ei un pic, că să nu fie vreunul bolnav. Sunt zile când nu merg la ei deloc. No, sau sunt zile când fac eu toată activitatea. Cel mai scump iepure, cea mai scumpă rasă? În general, cea mai scumpă rasă e și cea mai mare. Ureașul german, din cât știu eu, vă zic că exemplarele pe care s-au dat cei mai mulți bani în expoziții. Aici mă refer în Germania, unde ajunge poate și la 400 de euro, 500 de euro un campion. Iar cel mai scump iepure pe care l-ai achiziționat, tu care a fost și cât a costat? Cel mai scump 100 de euro, plus transportul, dacă pot să zic așa. De unde ai iepuri din străinătate? Acesta l-am adus de la satul mare, dar părinții lui au fost achiziționați din Germania. Și mai ai din străinătate? Am 2 achiziționați din Cehia, 2 masculi, și am mai avut luați din Slovacia, am mai avut din Germania, dar nu-i mai am doar descendenților puilor. Povestește puțin și de celelalte rase pe care le mai ai. Mai am și 2 rase medii. Un ar fi neozelandezul alb. E o rasă de carne. Are un ritm de creștere foarte rapid și are rentabilitatea la sacrificare foarte bună. Se folosește în marele crescătorii. Ce să vă mai zic despre... Culoarea este albă. Are un corp foarte dens, cu foarte multă masă musculară pe el. Greutatea minimă e 3 kg, cea normală 4 și cea maximă 5. Cealaltă rasă ar fi rasa californian. Desenul corpului alb, codița, membrele, urechile și nasul sunt negre. Iar așa, un iepure de greutate medie, greutatea minimă e 3 kg, cea normală 4 și cea maximă 5. Această rasă se deosebește de altele prin instinctul matern foarte dezvoltat. Sunt foarte bune mame, alăptează foarte bine. De aceea în crescătorie se folosește o hibridare, dacă pot să zic așa, femeie de californian și mascul de neozelandez alb. Iasă un hibrid care se pretează la pentru crescătorile
care țin mulți, mulți iepuri. Sistem intensiv de creștere a iepurilor. Mai am o rasă și pitic, ar fi berbecul pitic. Acesta ajunge până la 2 kg. E un iepure foarte drăguț. Ce să vă mai zic de el? Are un colorit variat, se acceptă toate culorile în standard, în afară de una argintată. E foarte frumos. Pentru că este un mare iubitor de animale, pe lângă iepuri, curtea lui Mircea este populată și cu alte vietăți. Doi câini simpatici, dar și câțiva porumbei voiajori, sunt printre prietenii lui Mircea Șuteu. Tu ai și porumbei? Am și porumbei, dar nu particip ei la niciun fel de concurs. Sunt voiajori, dar îi țin numai așa pentru frumusețe, dacă pot să zic. Asta e, porumbei au fost prima dragoste.